Bună, dragilor! N-am mai filmat de mult un clip de cumpărături din Penny și din Parabo și am zis să mai filmez. Nu am luat foarte multe, câteva produse, dar să vă zic prețurile. Din Parabo am luat niște produse de 36 de lei și 47 de bani. Avem un Pepsi Cola la 1 litru 25, care a fost 4 lei și 14 bani. Un Feri cu miros de mere a fost 8 lei 85. Este așa mai mare, la 800 de mililitri. Am să le iau așa de aici. Apoi avem 4 pâini la 300 de grame de la Fruncea Pâinii. Pâinea este 1,96 lei. Mai avem 2 periuțe de dinți Colgate, una pentru soț, una pentru mine, sunt medium, cu 3 lei și 7 bani periuța. Și mai am aici niște condimente, boia de ardei dulce, care a fost 1,54 lei, și 3 plicuri de piper negru de la Cosmin. Piperul a fost 2 lei și 14 bani bucata. Și cam astea au fost cumpărăturile din Parao de 36 de lei și 47 de bani. În Penny am plătit 101 leu și 36 de bani. Am luat această sacoșă de bumbac cu 7 lei. Sper să mai reziste, am băgat pepenele în ea. Sper să nu se rupă, să mai țină câteva purtări măcar. Așa. Apoi am luat acest pepene de la Penny cu 37 de lei și 13 bani. Are 7,440 kg și kilogramul este 5 lei, 4,99 lei. Se aude bine, sper să fie bun. Apoi avem lapte Boni la 4,49 lei. Am luat 2 litri cu 3,5% grăsime. Apoi pepene galben a fost 6,49 lei kg, am plătit pe el 10,60 lei, are 1,6 kg. Mai avem o cremă de brânză Almete care a fost 5,19 lei, n-am mai mâncat de mult și am zis să o iau iarăși, îmi place. Un ardei iute la caserolă, 3,99 lei pentru soțul. Mai avem morcovi, 2,36 lei, kilogramul este 2,99 lei. 2 grăbi de usturoi. Usturoiul a fost 1,51 lei, este 14 lei kilogramul. Nu mai am mult că mi se strică. Aici am luat niște ceapă. Ceapa a fost 1,86 lei, kilogramul este 2,49 lei. Mai avem două ouă Kinder la 3,29 lei pentru cel mic. Două napolitane, astea îmi plac mie, de la Der, 2,69 lei bucata și făca fără reducere 30 de bani, deci 2,39 lei bucata. Sunt foarte bune. Și tot pentru cel mic am mai luat și acest pachetel Kinder Joy, care a fost 11,39 lei, este cam scump, înainte era cu 9,99 lei, acum 11,39 lei, dar sunt delicioase. Și cam asta a fost clipul, dacă v-a plăcut și vouă, nu uitați să dați un like și să vă abonați la acest canal. Eu vă pup, la revedere!